Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. Da, Hunedoara 1 TV. O zi de luni, așa cum ne așteptam cu toții să urmeze după ziua de duminică, pentru că cu toate speranțele noastre că lucrurile se vor schimba și că după duminică nu va veni luni, nici cum nu se poate schimba acest lucru. Și după fiecare duminică urmează o zi de luni, când noi ne trezim, mergem la serviciu, începem o nouă săptămână și putem doar să sperăm că începem o nouă săptămână minunată. Nu putem să credem că va veni o săptămână, sau putem, dar nu vrem să credem că va fi o săptămână grea. Pentru că, știți, suntem ceea ce creăm, suntem ceea ce gândim, așa că dacă ne gândim că va fi o săptămână ușoară, plină de evenimente care să ne bucure sufletele, să fie o săptămână plină de soare, poate nu va ninge, sau poate va ninge, dragii mei, indiferent ce se va întâmpla, dacă sufletele noastre sunt bucuroase, dacă sufletele noastre sunt liniștite, dacă avem iubire în suflet, cu siguranță va fi o săptămână pe placul fiecăruia dintre noi. Eu mă bucur de fiecare dată când ne reîntâlnim aici la Dale Dimineții, în fiecare dimineață, și putem povesti, nu știu, despre ce fac oamenii, despre ce se întâmplă, despre ce s-a întâmplat, sau să ne dăm cu părerea despre ce se va întâmpla. Dacă e luni, e clar că alături de mine, alături în studioul Dale Dimineții, e Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Să dea Dumnezeu să fie o săptămână așa cum ne-o dorim, cum o gândim, cum o facem. Bună! Să foarte fie... bună! Să fie o săptămână pe sufletele fiecăruia dintre noi, că nu are de ce să ne fie frică dacă gândim bine. Eu o spun de fiecare dată când am această ocazie, atunci când zice cu frica lui Dumnezeu. Atâta timp cât gândim bine și le gândim binele celor de lângă noi și celor care nu sunt lângă noi, nu are de ce să ne fie frică de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e mereu lângă noi. Sau așa ar trebui să fie. Majoritatea invitațiilor mei gândesc așa, ați văzut și emisiunea de vineri pe care am avut-o cu Marius Dragomir de la Big FM, la fel gândește și el, că Dumnezeu e în noi și în toate, la fel ca și politica. Și politica aici pe pământ, Dumnezeu ne ghidează de acolo de sus, aici pe pământ ne ghidează politica. Mare bucurie în sufletul meu a fost în acest weekend, când am văzut că foarte mulți dintre politicienii noștri au descoperit cât de iubitori de tradiții și de autentic românesc sunt, și e mare minune că măcar o dată în anul cu alegeri o parte dintre ei își aduc aminte că țara asta e altfel și că e iubită de Dumnezeu și că merită toată atenția. Acum, nu știu dacă ne aducem aminte, dar la 200 de ani despre tot ce a făcut Avraam Iancu, sau ar trebui să ne aducem aminte în fiecare zi cine a fost Avraam Iancu. No, acum s-au gândit ai noștri să facă anul lui Avraam Iancu. No, faină treabă. Ce zici, Nicol? Păi, nu, asta a fost un proiect de lege care a fost aprobat și promulgat de președintele Klaus Iohannis. Nu, mai bine mai târziu decât niciodată. Foarte tare. Dacă tot se face paradă în stânga și în dreapta o dată pe an la Gorun, care nu mai este săracul, dar... nu știu cum mai arată Gorunul plantat de Traian Băsescu. Nici... Mă rog. Și dacă tot se face atâta tapaj pe linie politică,
o dată pe an, de ce să nu se facă și un an Avram Iancu. Nu. Mare lucru acum. Hai să mai dezgropăm puțin istoria. Eu nu știu, peste 100 de ani, despre care dintre politicieni și despre care dintre cei care conduc România, care luptă pentru destinele României, deci nu știu despre care dintre ei se vor mai scrie ode și se va vor rămâne în istorie la modul ăsta cum au fost înaintașii noștri. Și nu înțeleg de ce nu luăm totuși un exemplu, pentru că avem, slavă Domnului, cei care au luptat, uite, și pentru unire, și pentru războiul de independență, și pentru, deci, cei care au luptat pentru România modernă, da? Măcar ei au rămas în istorie, nu știu cum o să fie manualele de istorie de acum încolo, sinceră să fiu, pentru că... Cu poze. Manualele de istorie, eu insist, o să fie cu poze. Pentru că politicienii noștri în ultimii 3 ani și-au făcut poze. Deci, învățăm istoria. Dacă tot vom scrie despre politicienii și zilelor noastre, măcar avem poze, frate. Și atunci, exact ca tabelul lui Mendeleev, știi, așa da, o să fie poze. Și fotografiile și cu explicația. Cutărescu, 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 Cutărescu. Nu, o secundă, îi salut pe cei care sunt alături de noi, Adrian Mureșan, ne zice bună dimineața, Edi Hinț ne spune bună dimineața, bună dimineața, Edi, drumuri bune dacă ești plecat, mulțumim că ești alături de noi. Se uită domnul Enea Vasile, dragii mei, sunt hunedoreni, rămâneți alături de noi și aproape de transmisia din această dimineață, pentru că avem surprize de acolo, de la Hunedoara, despre ce s-a întâmplat la Casa de Cultură duminica trecută, dar puțin mai încolo. Dar eu vă spun, rămâneți aproape de noi, că o să vă placă ceea ce o să vedeți. De ce asta spuneam apropo de istorie și de, știi, încă mai este vie amintirea celor care, ți-am zis, au contribuit la România, la transformarea și la nașterea României moderne, da? Știai că România, după unii astrologi, este născută în zodia Vărsătorului? Da, am auzit de curând, pentru că tot intrăm în era Vărsătorului, nu prea înțeleg eu lucrurile astea atât de bine cum le înțelegi tu sau alți oameni, dar tot citind în spațiu public, în media, am tot răsfoit, am aflat dacă s-ar părea că România e născută în era Vărsătorului și că va urma o perioadă extraordinar de bună pentru această țară. Deci este un an, cel puțin anul ăsta, definitoriu, știi? Acum să vedem. Părerile sunt împărțite, se spune că este un an karmic, am citit la un moment dat că de fiecare început, înainte fiecărui început este nota de plată, știi? De fiecare dată când te pui la masă la restaurant și începi să comanzi ceva, dacă ai o comandă precedentă, ți este nota de plată, știi? Și începe poți comanda ceva nou. Să nu cădem în derizoriu, dar nu am găsit nicio postare răutăcioasă, dragii mei, într-o săptămână. M-am chinuit, nu mi-a ieșit, am urmărit niște pagini de Facebook. La ce te uita? La ce te referi? Politicienii noștri nu s-au mai... După emisiunea de săptămâna trecută, de lunea trecută, la emisiunea... Nu știu dacă de la emisiune, eu aș vrea să cred că e așa. Ba, eu sunt sigură că de la emisiune. Dar politicienii noștri au făcut pace. N-au făcut pace. Stai să-ți spun că atâta pace au făcut, trebuie să spun asta, nu pot să zic, încât, nu pot să nu zic, încât am văzut o poză, două, care m-a mirat, frate. Coaliția la nivel de județ funcționează perfect. Din nou? Au vizionat filmul Avram Iancu împreună. Nu. No. Acum, ori emisiunea, ori Avram Iancu a fost un exemplu. Da, păi nu, acum, știi,
De urmat? Cum să spun, acolo nu s-au călcat pe bătături, că au fost invitați și au participat. Acolo nu era vorba nici de tăiat panglici, nici de recepționat lucrări, nici de verificat proiecte implementate de unii sau de alții. Acolo era un eveniment cultural la care, dacă te invită, participi. Deci, în situații de genul ăsta, coaliția merge perfect, pentru că n-ai cum să zici nu. Adică nu mă duc la filmul cu Tărescu în cinstea, în memoria marelui erou național, pentru că se duce și cu Tărescu. Nu se face așa ceva. Dar eu chiar am căutat să văd, se mai împung și mai... una, alta și... Nu, și pentru că n-am găsit nimic... S-a terminat și cu mierea și cu asfaltul că, și cu dulceața. Da, deocamdată, stai să vedem, că totuși am încercat, știi, să creez un pic de zăzanie acolo. Am pus o întrebare, zic, uitați-vă, domn președinte, prefectul vă verifică proiectul cu cornul și laptele, știi? Iar Laurențiu Nistor, mă... adevărat politician, a răspuns exact ca un diplomat. Foarte bine, să verifice, că asta este menirea lui, să verifice. Acum, eu am sesizat ironia, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, cornul și laptele, programul acesta care se pentru copii, a început să se implementeze abia acum, în luna ianuarie. Școala a început în septembrie. Deci, în mod normal, prefectul, care este reprezentantul guvernului în teritoriu, poate să și verifice cum se implementează. Dar dacă numai la atât se reduce activitatea lui, îmi pare foarte rău. Ca reprezentant al guvernului în teritoriu, trebuia să facă sesizări la București. Domnilor miniștri, domnilor guvernanți, copiii mei din Hunedoara nu au lapte și corn. Faceți ceva cu legile alea, mișcați-vă mai repede, faceți un pic de, prefectule, tu, fă un pic de presiune acolo, demonstrează că nu ești doar intermediar între comunicatele pe care le faci și la comisiile de dialog social, trimiți păsurile nemulțumiților din județ la minister și atât. Mă, și mie mi-ar conveni să fiu prefect într-o situație de genul ăsta. Stau frumos pe fotoliu, eu primesc bănuț de bănuț, stau de vorbă cu oamenii când am chef, dacă am chef, dacă nu, mă rog, când este stabilită comisia de dialog social. Secretarul, secretara sau cine este acolo, întocmește repede listuța cu revendicările și promisiunea, vă promit... că doleanțele dumneavoastră vor ajunge la București, la minister. Făceam o știre săptămânile trecute cu doamna doctor Ana Kiș-Șerban, care încă mai este un lider al medicilor de familie de aici, din județ. Și eu știu foarte bine nemulțumirile lor și nici acum nu e trecută perioada asta de criză, dar totuși na, s-au mai potolit un pic. Și spunea, zice, mâine avem întâlnire cu directorul Casei de Asigurări de Sănătate și cu prefectul, la prefectură. Deci sunt doar niște etape, niște formalități, pentru că știm că ei n-au nicio putere, nu pot să facă nimic decât să trimită doleanțele noastre la București. Deci până și cei care solicită comisiile de dialog social știu că... Dar fac toate acțiunile astea ca să știe Bucureștiul că și în județul Hunedoara sunt nemulțumiri. Atâta tot, dar de rezolvat. Deci plecasem de la cornul și laptele. Tu, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, poți să mai dai o fugă pe la București, să spui, domnilor, așa și așa, haideți, cu ce vă putem ajuta, să facem ceva. Dați drumul mai repede la normele alea metodologice de aplicare a legilor, pentru că legile se dau pe bandă rulantă și după 3-4 ani sau după 3-4 luni, iată, apar și normele metodologice de aplicare. No. Nu vreau să fiu rea, dar apare neputința unui partid aici, din păcate, cel puțin în județul Hunedoara, cu durere în suflet o spun,
e neputința unor oameni care nu reușesc să lege ceva, răutatea cu care au tratat, nu știu, alți oameni, cred, știi, e nota aia de plată, că tocmai spuneam, e an karmic. Iese cumva nota de plată pentru toată răutatea cu care au tratat oamenii. Nu mă refer doar la o persoană, la un grup de oameni care atâta răutate au reușit să pună la oaltă, încât acum orice ar face, parcă îi văd neputincioși. În loc să lege ceva, deși aduc oameni faini lângă ei, binele acestor oameni și credința acestor oameni de a schimba ceva, nu, parcă nu mai ajută. Îți spun și care este cauza. Îți spun și care este cauza. Mă uitam, în perioada asta am urmărit campionatul european de handbal. Ce are una cu cealaltă? O foarte mare legătură. Este handbalul, ca și altele, de fapt, este un sport de echipă. Da. Politica este un sport de echipă. Cele mai bune rezultate le au echipele în care randamentul jucătorilor este la maxim. 6 jucători, randament, dau goluri, marchează 6-7, mă rog, în funcție de schimbări, da? Când ai o echipă care stă doar în 2 jucători, rezultatul este incert, dacă nu chiar dezastruos. Adică dacă ai numai 2 jucători care marchează, da? În politică este la fel, când ai doar 2 jucători care marchează, în sensul că se promovează pe aici, pe acolo, cu tot felul de acțiuni, e clar că rezultatul este dezastruos. De asta am făcut paralela. Da, mamă, da. Insist pe idee, dacă n-au făcut nimic, râde Rosi, până dimineața, Rosi, îți mulțumim că ești alături de noi ca în fiecare dimineață. De ce nu? Nu e bună paralela, Rosi? Dacă n-au făcut nimic, frate, în anii ăștia, deci în afară de... Deci, pot marca cu poze și păi asta am și spus, da, nu, când ai doar 2 jucători care marchează cu poze, nu. Ce vrei mai mult? Asta este. Dar, da. Mă rog, om trăi și om vedea. Acum, no, fiecare partid, fiecare latură, fiecare pol de dreapta, de stânga, de centru, de ce vrei tu, are adepții și susținătorii lor. Au adepții și susținătorii lor. No. Acum rezultatele vor fi, votul va fi cel aici care s-ar putea și... să ne, la vot s-ar putea să avem o surpriză. Aici la adepții și susținătorii lor, eu simt așa, e doar simțirea mea, că oamenii ăștia nu-și dau seama că foarte mulți oameni de lângă ei mai stau puțin, știi? Adică ei nu înțeleg că oamenii ăștia mai stau puțin, dintr-un motiv sau altul, încă nu au dintr-un plecat. Dintr-un motiv legal, că primarii nu pot pleca, pentru că dacă pleacă la alt partid... Da, de ce? Da, tu nu. Eu îmi permit, ca o tânără pensionară ce sunt, pot să fiu vocală. Știi că îmi spunea cineva, Nicol, te-ai pensionat? Zic, da. Ești liberă. Zic, mă... Și mi-am adus aminte de... Că mi-am și pus fotografia cu nici cu mască nu tag de pe vremea pandemiei, știi? Da. Da, sunt liberă, de ce să nu sunt? Sunt o tânără pensionară. Ce să-mi ia? Cine să-mi ia? Ce să-mi ia? Pensia? Nu, no, e împotriva Constituției. Nu mai depinde nimeni. Da, e frumos așa să fim liberi să vorbim și sunt liberi să vorbim. Până la urmă, fiecare dintre dumneavoastră sunt liberi. Sunteți liberi să vorbiți, să ne scrieți, așa cum ne scrie, de exemplu, Virgil Sevastru, ne-a scris bună dimineața, soare, mulțumesc, și îmi scrie astăzi și nu numai, soarele răsare de acasă de la Hunedoara. Acum, adevărat, frumos spus, rugăm pe Rosi să ne pregătească niște materiale de la Hunedoara, pentru că acolo la Hunedoara lucrurile se schimbă,
cu ochiul liber. 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, a fost marcată, dragii mei, printr-un spectacol la Casa de Cultură, la Hunedoara, și artiști hunedoreni, hunedoreni de acasă, de la Hunedoara, de data aceasta, au urcat pe scenă un frumos spectacol. Cei care vreți să-l urmăriți, îl puteți urmări pe pagina de Facebook a primăriei. Există un link, a fost live. Îl vedem aici pe domnul primar, Dan Bobolțanu, îl salutăm și încă o dată îl felicităm pentru tot ce face acolo la Hunedoara. Lucru impresionant, spectacolul a fost ca o tradiție, pentru că s-a ținut și anul trecut, dacă nu uităm. Și ne ducem bine aminte, cei mai tineri și mai frumoși membri ai ansamblului Hațegana, dragii mei, condus de domnul Enea Vasile, îi vedem în imagini, din nou au făcut, cum se spune, au făcut un spectacol de excepție. Acești tineri sunt cei care au adus premii. Eu apreciez că totuși, uite, sunt tineri care iubesc, care iubesc domnul Vasile Enea, acolo jocul Hațegana, popular. Da, și Palatul Copiilor din Deva, am înțeles că are, încă nu avem foarte multe imagini așa cum avem de la Hațegana, dar am avut-o pe doamna Mariana Lemneață de la Palatul Copiilor aici alături de noi și ea ne-a spus, și aici la Deva sunt tineri minunați care duc mai departe tradițiile. Ar fi surprinși politicienii noștri să vadă că cu ei sau fără ei, ei descoperă tradițiile așa din timp în timp. Uite, acești copii minunați fac totul cu pasiune. Sigur că da, și balocă din timpul lor și își petrec timpul liber într-un mod foarte util și practic până la urmă, pentru că prin intermediul acestei profesii de viitor, nu? Dacă stai bine să te gândești, că ei încet încet cresc și vor ajunge în ansambluri profesioniste, dar au posibilitatea să viziteze țara, să participe la concursuri, să socializeze, au posibilitatea să plece în străinătate, să dea curs invitațiilor din străinătate. Au o serie de beneficii. Și nu știu cum să spun, dar faptul că duc mai departe tradițiile noastre românești. Despre asta se va scrie în istorie, cu siguranță. Acești copii vor scrie în anumit istorie. Gen de istorie, lasă că... Să știi că dacă copiii ăștia vin cu dragoste și cu pasiune pentru ce, de la vârsta asta, pentru ce are poporul ăsta, greu vor fi schimbați până la vot. Când vor ajunge să voteze, avem toate șansele ca poporul ăsta să facă lucrurile altfel. Și de ce spun asta, Nicol? Au fost, dacă privim lucrurile un pic în urmă, cu vreo 6-7 ani, să spunem așa, până în 10 ani, dacă privim ce s-a întâmplat, suntem în 2024 și ne ducem în 2016, nu știu cât tineret mai trăgea sau se mai apropia de obiceiuri și de tradiții, tocmai pentru că dacă privim ansamblurile mari, doar ale noastre, de aici, loco, lipsesc acești ani. Sunt ori foarte tineri, ori destul de... experimentați, ca să spunem așa. E ca în politică. E ca în România, știi? Lipsește o generație, săraci și eu. Bogați, lipsește clasa de mijloc. Exact așa și aici. Sunt cei mici și seniorii, lipsesc intermediarii.
știu, deci nu știu de ce am, poate și sunt de acord dacă cineva mă poate contrazice. Și nu vorbim de două, trei excepții. Vorbim de o cantitate mare de oameni. Tocmai de asta trebuie apreciați instructorii și cei care, iată, lucrează cu copii. Instructorii, cum e domnul Zălnian, da. Domnul Vasile, am auzit-o pe doamna Mariana Suciu, directoarea Casei de Cultură din Hunedoara, la începutul transmisiei. Dacă urmăriți pagina lor de Facebook, v-am spus, puteți să vedeți acolo transmisiunea integrală a spectacolului. Spune la un moment dat, și voi tineri instrumentiști veți primi la un moment dat aplauzele și felicitările mele, poate nu chiar cu cuvintele astea. Ideea e alta. Există oameni care vor să schimbe lucrurile, așa cum e domnul primar, în primul rând, la Hunedoara, pentru că oferă un cadru legal și le permite acestor oameni și le acordă susținerea necesară ca aceste spectacole, ca aceste festivități să se desfășoare. Mai cei care pun accent pe valoare, cei care au idei constructive, cei care au viziune, da, pentru comunitate, nu se tem de concurență. Tocmai de aceea cresc și îndrumă și consiliază tineri capabili să ducă mai departe sau să contribuie la această viziune pentru dezvoltarea unei comunități. Spre deosebire de unii, că au fost și probabil mai sunt destui, care se tem de concurență, care se tem că s-ar putea să-și piardă posturile, să-și piardă locurile, și atunci nu mai dau posibilitatea, din contră, îi marginalizează pe cei capabili. Adă-ți aminte că în politica hunedoreană și nu numai au fost întâlnite atâtea cazuri, știi? Inclusiv acum este întrebarea, bine, dacă nu candidează ăla, pe cine punem? N-au pe cine, n-au candidați, tocmai din cauza politicii defectuoase pe care au dus-o, politica de cadre, între ghilimele, da? Liderul este unul singur și pe lângă lider nu mai trebuie să mai crească nimeni decât aplaudați și pupincuriști, știi? În rest, nu. Iată perioada lipsă, știi? Ăsta ar fi unul dintre motivele acestei perioade lipsă de... În schimb, sunt alte persoane, alți oameni cu viziune, după cum am spus, care nu se tem și care se gândesc că toată munca lor trebuie dusă mai departe. Cu cine o duci mai departe, dacă nu cu cei pe care îi inițiezi în proiectele și în ideile și în viziunile tale pentru comunitate. De aici și copiii selectați cu greu, sunt sigură că n-a fost ușor să faci o echipă. Nu e ușor să lucri cu copii. Și nu e ușor, exact. Nu e ușor. Vreau să-l rog pe Rosi să caute niște cadre cu Hațegana, cu veteranii de la Hațegana, au umplut scena. Încă o dată au demonstrat forță, încă o dată ei sunt ansamblu de amatori. Aici e diferența între un ansamblu de amatori și un ansamblu profesionist. Tinerii de aici și chiar veteranii de aici au servicii. O fac voluntar în timpul liber. Asta din pasiune. Aici deja sunt împreună combinate și juniorii generații. Și veteranii. Foarte frumos alese. Cred că sunt chiar trei generații acolo. Foarte imaginile. Da. Mulțumesc, Rosi, încă o dată. Foarte frumos. Îți dau lacrimile când vezi generații adunate la oaltă. Asta face diferența. Aici s-a produs mica unire. Asta a fost motivul pentru care am vrut să marcăm acest eveniment de la Hunedoara.
Asta înseamnă să faci lucrurile altfel. Da, dar uite-te, și implicarea administrației locale, că mă gândesc că costumele sunt... Sunt și ale ansamblului, dar sunt și ale copiilor. Da? Copiii până la o anumită... Pentru că noi l-am avut invitat pe domnul Vasile Enian. Uh-huh. Parte sunt ale ansamblului, parte sunt ale copiilor, parte sunt un pic de sonor, dacă poți să-i dai rost, măcar câteva minute să audă și telespectatorii. Atunci tăcem noi. Da. Da, tăcem noi. Foarte fain. Mulțumim. Mă uitam și sincronizare perfectă și unii dintre ei, unii dintre dansatori chiar nu sunt tineri, știi? Mă uitam sunt la... veteranii de la Hațegana. Veteranii. Dar ce sincronizare, că niște profesioniști mai. Nu zici că sunt dansatori. Într-una la Tămaș ne spune bună dimineața. Dar cum de s-o trezit la ora asta? Colega noastră ne salută în direct. Te iubești, te așteptăm alături de noi aici la Dale Dimineții. Mulțumim, Rosi, asta a fost de la Hunedoara, dragii mei. Cei care vreți să vedeți acest spectacol integral, îl puteți vedea pe pagina de Facebook al primăriei. E un link acolo, dați click pe el și vă veți delecta, dragii mei, merită. Nu știu câte generații, aș fi zis două, dar nu sunt două, sunt mai multe generații adunate la oaltă, au făcut minuni, miracole, ne-au încântat sufletul, ochii și ne-au adus bucurie pe 24 ianuarie. Trecut și viitor. Da, foarte frumos și revin, poate că, vedeți, astea sunt locurile unde oamenii sunt altfel, unde anumiți oameni au reușit să schimbe ceva, să schimbe o parte din istorie, pentru că istoria, ceea ce se întâmplă astăzi devine istorie mâine. Și vedem... Cum scrie despre toate aceste fapte. Ai dreptate, că am strănutat. Am dreptate, că ai strănutat. I-am strănutat, da. Noroc că sănătatea au avut și cei de pe Titanic, spunea un politician în viață. Atunci noroc și sănătate să fie. Atunci noroc și sănătate să fie. Da. Mergem mai departe, dragii mei, și rămânem la Adrian Mureșan. Ne scrie felicitări domnului Vasile Enea, așa e, pentru muncă și dăruirea. Pentru ansamblu Hațegana, mulțumim, Vasile Enea. Frumos mesajul scris de unul din dansatori, Adrian Mureșan.
Noi vă felicităm pentru ceea ce faceți, vă așteptăm mereu aici alături de noi să ne încântați, dacă nu chiar în platou de la Dale Divinății, uite așa, prin spectacolele pe care le faceți. Mergem un pic mai departe și rămânem la Mica Unire, pentru că am mai avut un eveniment pe care și la teatru au marcat foarte frumos, dragii mei, Mica Unire pe 24 ianuarie. Cei care vreți să vedeți despre ce a fost vorba, dacă ați scăpat, că n-am reușit să ne primim, a fost o zi liberă și n-am reușit să mergem la toate evenimentele, ceea ce mi-aș fi dorit, dar nu s-a putut și nu se poate, că nu ne putem clona, să luăm pe fiecare eveniment în parte, dar promitem, uite așa, ziua de luni să o dedicăm evenimentelor din săptămâna care a trecut și noi să vă aducem aminte și să vă și oferim posibilitatea să vedeți bucățele din ceea ce s-a întâmplat acolo, lucruri faine, minunate. Tu ce ai, ce ți-a rămas așa, o amintire de săptămâna trecută vis-a-vis de Mica Unire, te-a impresionat vreun eveniment? Nu, cam toate merg pe aceeași linie. E un șablon după care se organizează acțiunile dedicate Micii Uniri. Dar se schimbă doar... Păi nu poți, altfel. Tocmai de asta zic că așa memorabil, nu. Ca în fiecare an Biblioteca Județeană, dar acțiunile sunt organizate cu o zi înainte, pentru că în 24, 24 e liber și nu poți să-i aduci nici pe copii, nici pe reprezentanții administrațiilor locale, județene și așa mai departe, invitați pe care îi ai. Dacă vrei să rămâi la Mica Unire, n-am prea multe de spus, dar la un eveniment de săptămâna trecută pot să comentez show-ul de la ședința Consiliului Local. Să rămânem în... Păi, în de asta zic, termină cu Mica Unire și după aceea ajunge la Mica Dezbinare. Într-o atmosferă foarte plăcută, vreau să rămânem la Mica Unire, rămânem la evenimentul de la bibliotecă, vreau să-l marchez, impresionant, eu am participat, vina mea, pentru prima dată la acest eveniment, nu știu cum mi-a scăpat din 2017 până astăzi, dar am rămas surprinsă felul cum acei tineri iasă din curtea bibliotecii cu steagurile. Regia a fost, regia okay, e a fost foarte bună. Faină. Echipa da. De la bibliotecă am înțeles că păstrează asta de ceva ani, se păstrează această tradiție. Să nu uităm că pentru prima dată, tot la inițiativa managerului bibliotecii, Sebastian Bara, s-a și jucat Hora Unirii, i-a chemat pe tot, toate școlile, toate, știi, în fața primăriei din Deva, știi, încă nu era amenajată piațeta și zona pietonală, dar acolo, în fața parcului, se încingea Hora Unirii și erau invitați toți să participe și era foarte fain. Între timp s-a mai pierdut, că dacă nu lansează cineva invitația, nu mai vine nimeni, nu mai preia nimeni, nu mai face nimeni, știi? Dar anul ăsta au încins Hora Unirii în curtea bibliotecii. Foarte frumos organizat și foarte frumos regizat. Mi-a plăcut, felicitări. Costume populare, da, frumos. Colegiul, au fost elevi de la Colegiul Transilvania, a fost inclusiv domnul director Demeter acolo. Porma a urmat un concurs între elevi în sala de lectură. Îl felicităm pe domnul director Sebastian Bara și tot colectivul de la bibliotecă și pe colegii domnului director de la alte instituții care, deși erau în drum spre un alt eveniment, înainte să plece la Cluj, chiar dacă a fost o dimineață răcoroasă, nu a plecat înainte să
facă prezența și să dea mâna. Mi-a plăcut mesajul pe care domnul Sebastian Bara l-a spus acolo în fața unde s-a depus coloana, să dăm mâna. Asta ar trebui să ținem minte de la Mica Unire, să dăm mână cu mână. E doar o părere, fiecare face cum vrea. Vorbesc de domnul manager al Centrului de Cultură și Artă, domnul Ciprian Roman, care înainte să plece să dea mâna cu cei de la Cluj, a venit la evenimentul organizat de Biblioteca Județeană Ovid Petrușaniu, Hunedoara, Deva. Și vorbim de acel spectacol de la Cluj, unde ansamblul profesionist Drăgan Muntean a fost invitat, unde ne-au făcut încă o dată mândri că suntem hunedoreni, deși muzica nu se audă din poze, cum eu spun, au încins ora la propriu. Sala, au fost peste 900 de oameni în sală, o sală plină, o sală care a cântat la unison. Uite, din fotografie se vede că au și jucat acolo. Au jucat, da. Au încins la propriu, au dat mâna de la Cluj la Hunedoara. Îmi dau lacrimile. Ansamblul Drăgan Muntean, din ce în ce mai solicitat la nivel național, pe mari scene, în localități, în zone în care n-a mai fost până acum. Nu? Mi se pare că de 1 decembrie, de ziua națională, au fost la Alba, nu? Va rămâne marcantă până... Deocamdată, cred, pentru mine personal, aia e topul. Topul, da, unde au, da, ajuns. Dar iată și aici, comod. Mica Unire la Cluj. E mare lucru. Da. Au mers, au mers la Cluj cu două dansuri, un joc din Ținutul Pădurenilor. Ei nu sunt hunedorenii noștri, ei sunt gazdele acestui spectacol. Se vede după ținută. Aici sunt pădurenii noștri, corpul de balet al ansamblului profesionist Drăgan Muntean, coreografia Cătălin Bălean și domnul Mircea Răsigă. Foarte frumos. Au mers și cu un joc sau două din zona Orăștiei, ceva de genul. Lăsăm detalii tehnice să ne povestească ei când vin alături de noi, dar ne-au făcut cinste acolo la Cluj. Felicitări încă o dată tuturor și celor care fac parte din corpul de balet și orchestrei conduse de domnul profesor George Câlțea. Adi Lucaci, ca de fiecare dată, a fost în față. Îi mulțumim lui Adi pentru implicare, îl felicităm pentru ceea ce face. Nu degeaba le spunem că sunt o parte din comorile județului Hunedoara. Uite așa, vezi, copiii de la Hațegana nu se știe dacă nu vor ajunge profesioniști la un moment. Păi eu ce spuneam? Cu atâta experiență în spate, cu... îți dai seama că prin intermediul dansurilor cunoști exact ca și interpreții de folclor, știi, culegători de folclor, de prin tot felul de zone. Exact așa e și cu dansurile. Cunoști istoria locurilor prin mișcări, prin strigături, prin costume, prin... Deci ești cel mai bun cunoscător al tradițiilor unei zone. Enea Vasile ne zice până dimineața și felicitări tuturor. Felicitări, domnul Vasile. Adrian Mureșan, fiecare dimineață este mult mai frumos alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă felicită pentru emisiune. Eu doar încerc să aduc în casele telespectatorilor lucrurile minunate pe care oamenii minunați le fac. Și cei care ne fac mândri că suntem hunedoreni, suntem români, dragii mei, și poate că nu întâmplător 2024 este anul Avrameancu, poate reușim să trezim și în cei care uită mereu că sunt români un minim de
de pasiune pentru ce prime, pentru ce am primit de la străbunii noștri. Îl rog pe Rosi, doar un material mai vreau de la Cluj, unde sala cântă la unison cu hunedoranii noștri. Eu și Nicol promitem să tăcem și să vă lăsăm să vă bucurați de acest moment. Asta înseamnă să iubești județul Hunedoara, asta înseamnă să uiți să numeri gropile, să numeri, nu știu, ceva rău, să îți ocupi timpul cu a-ți rupe picioarele, sufletul, mintea, să promovezi județul Hunedoara. Încă o dată noi le mulțumim celor care ne fac mândri că suntem hunedoreni, că se duc acolo și spun o poveste, o poveste frumoasă despre noi, cei de aici, din județul Hunedoara. De data aceasta, la Cluj. Rămânem aproape și la Hunedoara, acasă la Hunedoara de data asta. Rămânem aproape de oamenii, ți-a dat lacrimile? Rămânem aproape de acești oameni. Felicităm încă o dată pe cei de la Centrul de Cultură și Artă, îl felicităm pe domnul Ciprian Roman, managerul de la Centrul de Cultură și Artă, îi felicităm pe cei de la ansamblu Drăgan Muntean, ansamblu profesionist Drăgan Muntean. Da, Cătă, noi îți mulțumim pentru tot ce faci și cum reușești să îi ții aproape pe acei tineri lângă tine. Și închei aici povestea despre să dăm mână cu mână și mergem mai departe, pentru că în curând vom intra în luna iubirii. Na, de la să dăm cu mână cu mână, mergem în luna iubirii și o să fie o lună minunată, plină de iubire. Mai atâta vreau să spun despre tradiții. Tatăl meu spunea așa, fiecare joc are o poveste. Na, deci fiecare dintre voi înțelege ce vrea. Poate fi un joc popular, poate fi un joc politic, fiecare își înțelege ce vrea, dar asta e viața. Fiecare joc are o poveste. Dacă vrei să fii acolo, la sufletele oamenilor, scrie numai, o poveste frumoasă. Numai iubirea să nu o tratezi ca pe un joc. Acum să vedem că mergem la teatru, Nicol, că începe februarie. Și să nu mai vorbim despre trecut, vorbim despre viitor, că la teatru se vor întâmpla lucruri minunate. 2 februarie, ora 19, o afacere de familie în regia Eugen Pădurean. Pădureanu, dacă intrați pe site-ul de la teatru, găsiți deja o notificare că biletele pentru toate spectacolele au fost deja puse în vânzare. 2 februarie, ora 19, o afacere de familie în regia lui Eugen Pădureanu. 9 februarie, ora 19, februarie liric, recital de operă și operetă, dragii mei. 10 februarie, ora 19, o premieră, Secretul Fericirii, în regia lui Mihai Panaitescu. Să sperăm că va fi o premieră cu mult public, să vedem, sunt tare curioasă, de acolo sus, interzis
minorilor, deci e obligatoriu să avem 18 ani. Vreau să merg să vedem despre ce este vorba. Da, chiar sunt curioasă. Curioasă, da. Sunt chiar curioasă că piese de teatru, spectacole de genul ăsta cu... Interzis minorilor n-am avut. Da, da, da. 14 februarie, ora 18, controversata zi de San Valentine's, dragii mei, nu o să mai povestim despre ele, despre ea. Gaițele vor merge la Casa de Cultură din Hunedoara, în regia lui Daniel Bucur. Deci 14 februarie, ora 18, Casa de Cultură din Hunedoara, Gaițele, în regia lui Daniel Bucur. Fetele noastre se duc la Hunedoara. Un spectacol care merită văzut. Au ținut spectacolul și la Brad. Da. 23 februarie, ora 19. Un bărbat și mai multe femei, în regia lui Eugen Pădureanu. Așa, ca să rămânem în atmosfera de dragoste a lunii februarie, fără nicio aluzie. Aici ai cozi înainte de Dragobete, nimic nu-i întâmplător, cred că. Nu, bine, și pe stilul, pe undeva al nostru românesc, știi, cu haz de necaz. Haz de necaz, da. 25 februarie, ora 11 de data aceasta, pentru cei mai mici cetățenii ai județului Hunedoara și nu numai, Hansel și Gretel. Adevărata poveste a lui Hansel și Gretel, regia lui Marian Stan, la Teatru de Artă din Devra, 25 februarie, ora 11, dragii mei. Un proiect foarte frumos pentru copii. Mulțumesc, Rosie. Și 29 februarie, ora 19, un spectacol Devastatorii. Roxana Oșanski, Diana Dănilă, Aurel Culea, Armand Crișan, Lorin Presecan, Dumitru Stăgărescu. În un proiect de Mihai Panaitescu. Nu l-am văzut data trecută. Impro show. Spectacol de improvizație. Foarte tare. Foarte tare. Alt gen de spectacol. O să vedem, s-a mai jucat, a mai fost la undeva, da, eu am mai văzut afișul. Da. Sunt tare. Și dacă se reia, înseamnă că a fost de succes. A avut succes, sigur că da. Da. Rog pe Rosi să ne spună câte minuțele mai avem. Trei? Deci s-a terminat. Trecem peste partea urâtă cu... Deci finalul menținem pentru săptămâna viitoare, nu? Dacă... Să vedem. Dacă nu o să avem alte interpelări pe... Nu prea cred. Nu prea cred. La cum se anunță e acalmia dinaintea furtunii. Știi? De ce zici înaintea furtunii? Pentru că vine luna februarie, vine luna iubirii, să fim cu toții. Asta mai este buni. Pentru noi, muritorii de rând, pentru noi, pălmașii. Noi ne bucurăm de chestiile astea, pentru politicieni. Deja e... Ei se pregătesc de... Da, sigur că da. Pentru politicieni au, cum să spun, cazanul începe să dea în clocot. Zici? Știi? Păi da, sigur că da. Păi nou, gândește-te că vin europarlamentarele și acum e bătălia mare cine să fie pe listă. Nu răzbește încă nimic. Dar pentru că se vor anunța listele finale, dar până la listele finale... Tu știi ce e în spate. N-ai văzut că cei de dreapta au făcut un adevărat show la București în acest weekend? Păi nu, s-au unit adevărata dreaptă, cum își spun ei, și vor avea și ei candidați și vor avea și ei... Nu, toate partidele vor avea candidații, dar ți-am spus, până când... vor anunța listele finale, bătălia este foarte mare pentru locurile eligibile. Să 1, 2, 3. Stai puțin că zice ceva, Rosi, foarte interesant, dar mi-a oprit. Da, bravo, Rosi, mulțumesc și cu asta putem să ne luăm la revedere.
Să vedem dacă vor fi și aleși. Am zis locuri eligibile. Bătălia este pentru locurile eligibile. Te rog, fii atentă la nuanțe, că listele pot să fie kilometrice. Nu mă lasă Nicol să respiră. Păi nu, nu, nu. De-a dreptul. De ce nu le lăsăm telespectatorilor acea... Doamne, abia aștept. Abia aștept alegerile. Zici? Vai de mine, dai seama, abia aștept comentarii, tu îți dai seama că vom avea material de materiale de materiale. Zici? Rosi, mai zi o dată mai tare. Îi provocăm și pe telespectatori. Ce, da, ce fac telespectatorii ăștia? Eu sunt tare curioasă cum vor alege, nu știu, eu sper că electoratul anul acesta ne va face o surpriză. Hai tu, electoratul ne-a făcut surprize de fiecare dată, nu-ți fă probleme. Din seria ce mai plimbă de veni, ca să ne înțelegem cu cine mergem la vot, încă o dată. Deci ca să înțelegi despre electoratul nostru... Deci tu, ăla e miel? E mielul, dragul meu. Deci de veni, dacă nu plimbă mașina de spălat, plimbă mielul. Păi cine plimbă mielul? Că totuși nu e legat, e ceva, îl trage cineva. Cineva merge singur, s-a rătăcit, a fugit din piață. Imaginea e de sâmbătă, ne-a parvenit, mie mi-a parvenit din partea colegei mele, Petronela Tămaș, sora ei a făcut filmarea. Deci mielul ăla e rătăcit, omul ăla campania electorală, dacă mi se va permite, eu vreau să o folosim. Da. Cine plimbă mielul undeva, frate? No. L-am avut pe tânărul acela care plimba mașina de spălat. De data asta cineva plimbă mielul. Tu, nu știu dacă plimbă mielul cineva, chestia este că mielul ăla rătăcit își caută un stăpân. Eu așa interpretez. Poate și găsește vorba păi lui da. Rosi. Păi da. O fi ajuns tocănită. L-o fi și găsit cine trebuie. Dragii că... mei, cine a plimbat mielul, așteptăm să aflăm dacă găsim proprietarul mielului până mâine dimineață, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, dragii mei. Exact ca și cu copacii, la... nu se va afla niciodată. Cine a plimbat mielul. Nicole, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc și ție și telespectatorilor noștri. Să ne vedem cu bine și să auzim numai de bine. Dragii mei, până mâine dimineață când ne vom revedea aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, eu vă doresc o zi minunată. Vă doresc o săptămână plină de iubire. O săptămână altfel decât cea de săptămâna trecută. Să fie așa, cu strângeri de mână adevărate. Eu încă sper că vom fi împreună tot timpul, sufletește, fizic, și că împreună eu, Nicol, colegii mei, echipa de la Hunedoara 1 TV, alături de dumneavoastră, vom reuși să vedem tot ce se va întâmpla, cine și de ce și ce va plimba în 2024. Până mâine dimineață, eu vă spun la revedere și nu uitați, vă iubesc, iubiți și voi!